în această zi, prin îndurarea Domnului, suntem împreună și aș vrea să mă unesc cu toată lumea de prezentă, în a binecuvântat pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă salutăm în numele Domnului din partea fraților de Acuciner, cu care colaborăm și ne întâlnim. Și acum mă bucur că sunteți astăzi aici. Am venit și noi parte la această sărbătoare, invitați de familia fratelui Ion și Florin Habita. Și mă bucur că vă întâlnim. Mai rar, dar Domnul ne ajută să ne mai întâlnim. Iubiții mei, vorbim în aceste zile de familie, la binecuvântare, la nuntă, accentul cade în învățătură pe așa ceva. Și privim ca o normalitate. E timpul când familia poate fi privită în lumina Cuvântului și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să avem o lumină clară, o învățătură sănătoasă și familii binecuvântate care împreună să biruiască pe cel rău și care să nu sfârșească nici unul din altă parte decât în moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Familia, așa cum dumneavoastră știți, nu este o creație a societății umane, este o creație a lui Dumnezeu. Prima din instituțiile care Dumnezeu le-a creat a fost familia, cea de-a doua a fost biserica. Domnul a știut că împotriva acestor instituții se vor da lupte mari de-a lungul timpului. Dar în anii din urmă, pe care noi îi trăim, asistăm la lupte cum n-a mai fost altă dată. A fost o perioadă când împotriva bisericii, societatea a avut o prigonire crescând în anumite zone ale lumii și au avut într-un fel anume, sau perioada comunismului pe care mulți din noi am trăit-o, să extermine biserica, să nu existe. Dar parcă n-a fost la vremea aceea așa de puternic atacul asupra familiei. Eu personal am trăit, ca mulți dintre dumneavoastră, în perioada comunismului, atunci m-am născut, m-am căsătorit, am avut copii și știu că multe lucruri rele au avut comuniști. Și cel mai mare lucru care noi toți am primit era învățătura că Dumnezeu nu există și că toate lucrurile sunt la întâmplare. Ne-am uitat spre ei și nu i-am împărtășit niciodată gândirea aceasta, nu i-am lăudat pentru aceasta, ci au rămas în continuare criticați pentru acest mod de lucru. Dar când te uitai la familie, erau lucruri care ne surprindeau plăcut. Au încurajat cel puțin în România, în perioada care noi am trăit, familia în a exista. Copiii erau cei care primeau ajutorul de la stat prin banii mai mulți sau mai puțini care se dădeau. Mamele care aveau mai mulți copii nu erau privite nici de cum cu înjosire în societate, ba din contră erau fericitate și numite adeseori mame eroine, uneori punându-se acest nume pe o diplomă pe care o primeau. Divorțul nu era nici cum încurajat, familiile ajungeau greu la aceasta, iar avorturile erau într-o mare măsură oprite în ce primește aprobarea legală. Toate acestea se întâmplau atunci. Se pare că atunci, în balanța asta luptă împotriva instituțiilor divine, biserica era privită mai grea, mai periculoasă decât familia. Pe familie au privit-o și ei, cei de atunci, ca pe o cărămidă a societății. Au trecut timpurile, Domnul a găduit anumite schimbări. În România am prins anii 1989 și pentru câteva luni am visat cu toți la lucruri bune și frumoase și am crezut că de aici încolo vom trăi diferit și că libertatea ne va duce visările ce le-am avut. Câteva din ele s-au împlinit. Călătoriile în afară, drumurile noastre spre Europa, într-o parte în alta au fost înrestite până că au fost lăsate și mai libere și câte altele au mai putut apare. Dar ne-am întâlnit în ultimii ani cu un atac tot mai crescând asupra familiei. Acum se pare că nu biserica e privită ca fiind primul obiectiv al societății omenești în a fi distrusă, dar familia, așa cum remarcați în aceste zile și trăim cu toți, este ținta numărul unu atacului celui rău. M-am întrebat pe mine, de ce o schimbare de priorități în ceea ce privește atacul asupra acestor două instituții ce aparțin, repet, prin creația lui Dumnezeu. Și eu personal știu și dumneavoastră știți că familia e la baza tuturor. Ca să avem biserica bună, avem nevoie de familii bune. Ca să avem o societate decentă, avem nevoie de familii bune. Dacă familia, ca și cărămida societății, ca și celule de bază a existenței sociale, este învinenată și distrusă, atunci societatea cu siguranță va fi distrusă. Ani în urmă, în data
înainte de Revoluție, ascultam anumite mesaje pe care le găseam înregistrate pe casete a unui frate predicator din România care era atunci, să spun așa, bine apreciat și este până în ziua de azi dovedind statornicie în comportamentul vieții lui lucrare care o face un om bine pregătit la timpul acela și până în ziua de azi. Și Dumnezeu vorbea de nenorocirea numită divorț, de faptul că peste ani oameni care sunt rezultați din urma acestor familii divorțate, care nu vor ști ce înseamnă familiile, vor ajunge în parlamentele țărilor și că la un moment dat pentru ei familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, nu va avea prioritate. Mi se părea atunci un lucru ca posibil, dar poate nu mi se părea atât de grav. Au trecut mai bine de 20 de ani de când ascultam eu aceste lucruri și am început să văd că realitatea acestui fapt e tot mai pregnantă și vizibilă în societatea în care trăim noi. Mai mult, nu numai divorțul ca o plagă ce aduce nenorocirea familiilor a apărut, ci imaginea aceasta de ultimă oră a distruge familia prin mai multe metode a luat amploare în ultimii ani într-un mod în care oamenii nu visau. Cum bine știți, pe oamenii care gândeau în sistemul oamenilor ticăloși și murdar, așa numiți sodomiți, la vremea aceea comuniștii închideau. Pușcările erau pline cu oameni ce trăiau diferit față de felul cum se gândea normalitatea în familia vremii de atunci. Actualmente, aproape că suntem puși în situația să fim noi priviți ca niște rămași în urmă și ca niște oameni care nu ne-am dezvoltat normal în raport cu acești oameni care au prins teren ca niciodată. Uitați-vă oriunde în lumea aceasta. Lumea sportului, lumea culturii, lumea politică, peste tot oameni ce și-au scos capul, fac tot felul de demonstrații, au tot felul de drepturi și emit legi. Legi care vin împotriva familiei normale. Lucruri care altădată nu păreau în forma aceasta. Actualmente ne lovim cu așa ceva. Țări, parlamente, instituții abilitate să vorbească de legi și drepturi s-au ridicat acum și pun în fața noastră schimbarea ceea ce privește prioritatea și voia de Dumnezeu asupra familiei. Mai mult, ONG-uri, organizații non-guvernamentale, cum ați cunoscut și știți cu toți, am participat în anii trecuți, împotriva atitudinii Barnevernet din Norvegia, nu numai acolo sunt, acolo a fost poate vârful de luptă al murdăriei care a început să își arate forțe mai mult ca niciodată. Dar multe alte țări au asemenea societăți, ONG-uri, care încearcă să distrugă familia prin separarea copiilor de părinților și creșterea lor de către alții, inclusiv de către familia unisex. Care, dacă e familie, dacă se poate numi, că o familie nu poate fi numită, ea ar trebui să aibă copiii ei. Spuneau, frate, n-am nimic cu ei, îi iubesc pe oamenii ăștia ticăloși și le doresc viața, da? Și închide pe o insulă, le-aș da mâncare să trăiască câtă vreme le dă Dumnezeu zile. Și după aceea să nu se mulțească niciodată pentru noi și acolo sigur că se vor extermina de la sine, că n-au cum să se mulțească. Că Dumnezeu n-are întâi doi bărbați împreună să aibă copii, nici două femei împreună să aibă copii. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a știut din capul locului ce face. Și Scriptura spune că după ce a creat lucrurile și le-a văzut că erau bune, în final a creat pe om în ziua a șasea și a zis Domnul că s-a uitat la ce crease și a văzut că lucrurile erau foarte bune. Deci Dumnezeu le-a făcut bune și foarte bune. Oamenii în înțelepciunea lor afectată de stricăciunea imorală și de dorința de a trăi după poftele lor, au dus aceste schimbări pe care le trăim noi cu toți. Sincer vă spun, nu mi-am închipuit în anii când luptam să ne menținem credința în fața comuniștilor, că ne vom întâlni vreodată cu lupta aceasta de a reuși să ne menținem familia. Și uitați-vă că trăim aceste zile. Suntem într-o țară care iubește așa ceva și care duce mai departe o luptă împotriva familiei. Suntem peste tot înconjurați de oameni în lumea asta, cu cât a crescut nivelul de trai, oamenii au gândit că trebuie să facă ceva care să pună în prioritate modul de viață după plăcerile lor, după gândirea lor și nici de cum, după planul și voia lui Dumnezeu. Profetul Ieremia, încă de mult vorbea de această luptă asupra familiilor. Și acum spun și eu, cum spun alți frați bătrâni, pe mine, la 58 de ani, și pe alții de vârstă mea și mai vârstă ca mine, probabil nu ne mai afectează. Ne uităm la așa ceva și nu ni se pare că ne-ar putea într-un fel struncina credința.
Dar mă gândesc la tinerii aceștia și copiii care se nasc, copiii și tinerii care încă nu și-au format o relație cu Dumnezeu puternică și se dezvoltă în locul unei societăți ce vrea de la școală și grădiniță să-i facă să priceapă ca să-i de fapt normalitate. Că nu-i viața familiei lui Dumnezeu pe care biserica o apără și o proclamă cea care trebuie să primeze societate, ci că schimbările acestea sunt o normalitate și că oamenii încet, încet se vor obișnui. Pentru început, probabil nu se vor obișnui. Câte vreme mai sunt părinți care le aduc alt mod de ceea ce înseamnă familia și trăirea societății. Dar timpul și repetarea lucrurilor face ca la un moment dat și o minune să devină un lucru obișnuit. Vă aduceți aminte de evrei, când au văzut prima dată mană, au rămas mirați, surprinși și au pus o întrebare, manhu, ce înseamnă aceasta? Au rămas mirați, dar după aceea, pentru că 40 de ani, zi de zi, mana a fost hrana lor garantată, au făcut alte afirmații. Ni s-a săturat sufletul de această hrană proastă. A fost schimbare de la o minunăție divină, de la o hrană care avea un echilibru nutrițional cum nu mai găsesc vreodată, au trăit fără să aibă probleme cu dantura, fără să aibă probleme cu o uzare a timpului încolo într-o călătorie, așa prin pustie, timp de 40 de ani, doar fiind nimiciți datorită păcatului lor. Dar nu exterminați din pricina unui mod sărăcăcios de alimentație. Trăim într-o lume în care oamenii, fiind cu tot felul de soluții, și fac combinații către felurile, ca hrana să fie bună și echilibrată, să mănânce omul sănătos și să nu se îmbolnăvească din pricina alimentației și vin cu tot felul de sfaturi, proteine și vitamine și vegetale și una și alta și te uiți la toate acestea. Era ei, nu era decât mană. Dar mana avea tot ce trebuia ca oamenii să aibă un echilibru de existență, sănătate și în același timp să-și ducă viața într-o călătorie cu greutățile ei în atâția ani de zile, fără să sufere din pricina aceasta. Și toate aceste lucruri, la un moment dat, datorită obișnuințe și a felului că erau mereu date de la Dumnezeu o fiecare zi, i-au făcut pe oameni să schimbe imaginea, declarațiile, gândirea și ei să facă afirmația. Sufletul lui s-a săturat de această rană proastă. Nu gândiți ca asupra felului uman de a fi. Repetarea acestor lucruri și anii ce stau în față, dacă Dumnezeu ne mai lasă cu viață, vor fi lucruri care vor schimba gândirea unor dintre oameni. Nu de mult, într-o familie de credincioși de acolo din zonă, un băiat cu, n-aș putea să spun, cu orientări stricate, dar e departe de biserică, măcar că în casa părinților lui a fost rugăciune de-a lungul timpului și el de mică îmi dat pe la adunare, a fost întrebat de un altul, mă, ce orientare ai tu? Ai o vârstă, nu te-ai căsătorit, ești din stricații? Și-a dat pe nume cum și-a zis, nu, nu sunt din ei, dar vreau să spun că îi susțin. Deci este un prim pas. Să-i vezi întâi ca posibil toleranți, apoi să-i crești ca o normalitate, după aceea să-i spui, sunt oameni, au dreptul îi susțin, și mai este un pas să te alături corului lor și să pinți într-o lume stricată ce merge mai departe. Trăim niște vremuri care nu ne-am bănuit în urmă cu 15 ani că vor fi așa. Poate unii dintre voi să le-ați prevăzut. Eu am rămas surprins de a primi problema divorțul, cum auzeam în predicile fratelui Paul Negruții, a cărui casete le ascultam la acea vreme. Dar aceste alte schimbări s-au petrecut în societatea umană mai repede decât noi am bănuit. Iată ce spune profetul Ieremia la capitolul 9, versetul 21. Deci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe ulițe și pe tineri în pețe. Înspre cine se îndreaptă moartea? Spre oamenii mai bătrâni care au avut un alt mod de pricepe viața? Nu. Spre oamenii care au avut până acum o relație formată cu Dumnezeu și pe care nu îi afectează schimbările acestea? Nu. Cine sunt cei priviți de moarte care putea fi victime garantate? Copiii și tinerii. Societatea pe care o avem noi. Mă uit acum la nepoții mei. Mă bucur că Domnul ne-a dat familie și ne-a făcut să ne bucurăm. Probabil că v-am mai spus, eu mă dau clară din când în când cu familia ce mi-a dat-o Dumnezeu și de când a fost ultima dată, nu știu dacă v-am spus, dar vă spun acum că avem vreo 30 de nepoți. Cum să nu fim bucuroși? La 57 de ani
să mă văd binecuvântat de Domnul cu 30 de nepoți. Ce va fi în continuare nu s-a arătat încă, dar cum apar schimbări, vă anunț, nu vă repeziți. Ca să e felul meu de a nu putea tace. Soția mea, că câteodată mai spune, mă, dar mai tare, nu mă tot te lăuda cu atâta. Zic, păi, dar cum să nu mă laud? Că nu mă pot lăuda cu avere, că n-am. Nu mă pot lăuda cu nu știu ce lucruri, dar familie, eu binecuvântare. Să uite câte unul la mine când vorbesc, în diferite prefereri, Domnul ești un om bogat. Să știi cu undeva reușit și eu. În alte domenii nu. Dar undeva îs bogat. Dumnezeu m-a binecuvântat să am o familie. Și frumos. E plăcut să ai familie. Fratele Panican ne povestea într-o împrejurare că am întâlnit o soră în Milano, în Italia. Și sora aceea avea 4 copilași, 3, care se jucau, o patru rugea să se nască. A ieșit cu copiii ei undeva într-un parc și îi supraveghea. O doamnă așezată lângă ea pe bancă, provoacă o discuție și se uită spre ea și zice, dă-mi voie să spun ceva. Văd că te decăjești. Copiii aleargă într-o parte, în alta fug. Te fac să fugi după ei. Dumneata ești așa cum ești însărcinată cu curtea la gură. Dar eu vreau să spun, dumneata ești o femeie fericită. Și sora s-a oprit, s-a uitat. O româncă vite străin care probabil se întâlnește cu soțul la orele târzii de seară când termină munca. Împrejurată cu atâtea greutăți și împrejurată de copii, fericită, socotită de o doamnă care a îmbrăcat-o frumos, fără o femeie educată. Și din discuție femeia începe să spună, am ales cariera mai mult ca familia. Am avut un soț care m-a iubit. A lucrat într-un anumit domeniu. Eu am lucrat în alt domeniu, lucrat undeva prin minister. Și zice, cariera a fost pentru mine prioritatea vieții mele. N-am avut niciun copil. Soțul mi-a murit, m-a pensionat. Societatea m-a uitat. N-am pe nimeni, n-am un copil, n-am un nepot. Trăiesc ca o ființă care nu-i spune nimeni bună ziua. Și sunt într-o parte și în alta total nefericită. Mă văd fără rost. Cariera mea a apus. Acum primesc niște bani în urma muncii făcute. Dar eu sunt o persoană care nu trăiesc doar cu bani. Omul are și suflet, omul are și duh, omul nu are numai trup ca să mănânce și să doarmă. Are nevoie de împlinit și nu le am. Dumneata, nu te necăji. Copiii ăștia sunt viitorul pentru dumneata. Mă uit la dumneata, în fiecare zi ai pe cineva, ai cu cine vorbi. Că întâlnit o persoană odată, e de bogăiți. Și toată ziua vorbea cu un cățeluș. Și m-am uitat la femeia aceea și a zis, așa mi-i drag în el. Și știi ceva? Bărbatul la lucru, cum e aici în Statele Unite de dimineață până seară, copiii mi s-au căsătorit, s-au mutat în alte state și n-am pe nimeni. Știi că o zi întreagă, fără să vorbești, mai spune la telefon ce spun, dar l-am pe Socrate, tătă-ți o mângâie cu el. Și tăi în stânga, în dreapta, Socrate fuge prin casă, urcă pe canapere, mai face prostioare, mai nu știu ce, dar eu am cu cine vorbe o zi întreagă. Păi m-am uitat, noi suntem așa de fericiți, mi s-au cam dus copiii de acasă, mai aveam doi, care sunt cu noi, un băiat și o fată. Nu știm când vine vremea și ei vor pleca. Dar nu suntem singuri. Că o nepoțică vine să stea cu noi, băiatul are nevoie și fata să, Nora să lucreze și vine să stea cu noi. Ne uităm la un copil de aproape un an. Ne minunăm. Ne dăm și noi după el în toate felurile. Și așa o frumusețe. Unul mai mic, altul mai mare. Dar pe duminică seară de regulă copiii se mai adună pe la noi. Se adună și nepoții. Drepte câteodată așa vine dracă, mai și supă de atâta gălăgie. Și mai aștept să-și plece la final acasă. Și să duc, dar iar mi-i dor de râșe, că nu-i plăcut să ai o stare de izolare. Nu te împlinește doar starea materială, pentru că la un moment dat te saturi, când îmbătrânește satul și de somn, când eram tânăr, gândeam că nu o să mă pot scula de gravă. Dacă nu mă trezea cineva dimineața, cred că mă trezeam după amiază. Perdeam și lucru, așa plecea somnul. Dar până când dai timp mai mult de 6 ore, mă dor spatele, vrând nevrând trebuie să mă scol. Și noaptea vorbim de câteva ori, pentru că n-am încotro, asta e situația. Te saturi de somn, te saturi de pierduri de mașină bună, te saturi de stat în casă, de privit pe fereastră la imaginea ce ai în jur. Viața cum așa este ea, are împlinirile ei și la un moment dat te aduce la o formă de saturație. Dar părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu cei din familie sunt două domenii care întotdeauna au prospețime, frumusețe și împlinire. Cu Dumnezeu nu te plictisești niciodată. Ați auzit de un om că s-a plictisit de Dumnezeu, ați auzit de cineva că nu mi-e place să aibă părtășie cu Domnul, să nu mai vorbească cu el, cât de drag din vorbirea Domnului. Și de multe ori o așteptăm. Fie că vine prin Scriptură, fie că vine printr-o predică, fie că vine printr-un mesaj profetic, fie că vine printr-un vis, fie că vine printr-un gând. Dar inimii tale, cum spune Psalmul 27, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și Doamne, fața ta o caut. Ne bucurăm să ne vorbească Dumnezeu. Ne simțim plini de bucurie, mai ales când sunt probleme care ne îngrijorează.
Ne abate pentru nor, ne norocit spre casă și apar boli, care nici nu știi bine, e curabil boala sau nu e. Câtă frământare lui, câtă temere lui peste atâtea familii. Și nu am auzit luat un sfat a Domnului și un cuvânt din partea lui care îți aduce liniștea și siguranța. Doamne, ce frumos că avem cui spune Tată! Ce frumos că avem pe cineva care ne vine de noi! Că avem pe cineva la care alergăm! Că avem un medic care nu-i nici unde în lume, ca Domnul nostru Iisus Hristos! Medic suprem și binecuvântat, capabil să rezolve orice temere! Și de nu rezolvă! Rămânem în brațele Lui și în siguranța faptului că într-o zi scăpăm de aici! Vom îmbătrâni sau vom muri, tineri sau îmbătrâni. Dar spre Pavel așa e frumos. Niciunul din noi nu trăiește pentru sine, niciunul din noi nu moare pentru sine. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Măriți să fie Dumnezeu. Frumusețea părtășiei cu Domnul are rostul ei, prospețimea ei și merită trăită în fiecare zi. Frumusețea părtășiei cu familia ta merită trăită. Nu degeaba spune Psalmul 128 ca o binecuvântare și o urare sfântă și să vezi pe copiii copilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Ce har să-ți vezi copiii crescând. E o perioadă când într-adevăr e greu. Nu e așa de frumos și comod când ai mai mulți copii și unul după altul. E o perioadă care te solicită, dar trece perioada aceea. Nu uitați, anii vieții noastre trec iute. Mi se părea că ne-am căsătorit și că venirea celor câțiva copii unii după alții va fi o greutate pe care o vom depăși mai greu, mai ușor. Acum mi se pare că a fost mai greu. Dar atunci stau și mă uit la vitalitatea ce aveam, la puterea ce aveam, la felul cum primeam viața la 20 și ceva de ani, față de 58 de ani. Era totală diferență. Știu că uneori se întrerupea lumina, alteori nu avem gaz sau butelie. Și trebuia să încălzăm laptele pentru un micuț. Mă scolam noaptea, muiam niște vată cu spirit, puneam într-o farfurie, îi dau foc cu chibritul și cu nibric stăteam acolo și moțăream până să încălza laptele. Îl puneam într-o sticluță, veneam să nu strigă tare, dă-i la micul să mânce, era tăcea și odată mâneam capul în pierde și parcă din nou fost. Dormeam și mă întrebam dimineața, am dat mâncare la copil la noapte, parcă am dat. Dar nu era o problemă că nu mă odihneam. Pentru că era altfel viața, atât ce vedea lucrurile. Și Dumnezeu ne-a ajutat să trecem de acolo. Și acum să ne uităm spre copiii care sunt mari. Mă uit la câte unul din ei duceam în brață la grădiniță pe doi. Pe Nicu și pe Tiberiu. Și mă uit la ei că Nicu e mai mare ca mine. Cine mai ia mână? Nu mai iau nici în spate. Dar atunci puneam unul într-o mână, unul într-o mână. Mă opream pe la jumătate distanță, era piața, puneam pe o taravă. Să o linia un pic, iar mai trageam o gură de aer și du-te cu el până la grădiniță. Și-o trecut anii aia. Și acum mă uit la copiii copilor noștri. Și dacă Dumnezeu ne mai lasă cu viață, ce bucurie să-ți vezi al treilea rând de copii, să-ți vezi nepoții de la nepoții tăi, nu? E o bucurie. Bunica mea a trăit peste 100 de ani și a avut 4 rânduri de copii. Deci copiii ei și 3 rânduri de nepoți. Ne-am adunat la mormântarea ei și au făcut părinții și cei care le-au viață un calcul. Mă, câți copii ai tu? Câți nepoți ai tu? Câți 3 nepoți ai tu? Și când au pus fiecare din cei vreo 6 frați, 5 frați și o soră la rând, eram 222 fără lipituri. Adică cei care venise prin căsătorie. Ăștia numai care erau direct copiii născuți în casele lor. Dar când pune la o altă că fiecare avea partener de viață, era mult mai mult. Era o sărbătoare să stai alături de o bătrână care a slujit pe Dumnezeu până la trecut de 100 de ani. N-a fost durere, ci doar un simțământ că am pierdut pe cineva ce motivea întâlnirea noastră la o altă din când în gând a nepoților, a ferilor și eram cu toți, cu toți. Câți eram cu toți, n-a fost decât la mormântare. Atunci am mai cunoscut pe unii, că unii deja nici nu mai știam nicio bine. E o binecuvântare familia și este un mare har. Ei bine, asupra acestei familii, repet, s-au dat luptele cele mai mari. Să lupte din afară și să lupte din interior. Luptele din afară le-ați văzut și încercăm să luptăm cu ele și cred că familia și pe lângă familie biserica are misiunea, cum Pavel spune la un moment dat, eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Mi se părea, mă, Evanghelia mă apără, ia-i cuvântul Domnului cu care mă pot apăra. Dar sunt situații când eu am datoria, pentru că Evanghelia mă apără pe mine, să o apăr eu pe ea. Sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Biserica este însărcinată cu apărarea familiei. Și în sensul acesta mă rog lui Dumnezeu să binecuvânte bisericile care Domnul le-a așezat, ca să purtăm pe mai departe o învățătură sănătoasă în ce privește familia. Pentru că de afară, familia este prea puțin susținută.
S-au uitat americanii spre Donald Trump și au apărut o speranță. Mă, uite omul ăsta, nu e un om extraordinar, unii râd de el. Unii într-un fel, unii într-un fel. Bă, dar parcă totuși a început să spună America, vine un pic mai spre Dumnezeu, că te-ai depătat prea mult pe liniile alea. Și că le-a spus oamenii, nu mai spuneți Merry Christmas de acum, nu mai spuneți numai Happy Holiday. Câteva lucruri simple, niște gesturi, dar parcă îi încurajează pe oameni că cineva ar vrea să pună un pic frână stricăciunii și mesului societății la mare. America e un punct de referință, un far al societății omenești. Ce se întâmplă în America are urmări peste tot. Ați auzit că oameni au fost impresionați de nu știu ce acțiune prin Islanda? O insulă cu câteva mii de oameni. Cine să ia? Ați auzit numai când a explodat vulcanul ăla și avioanele noastre nu au putut merge. Eram în Europa și am amânat venirea înapoi că nu zburau. Că vulcan din Islanda. Dar ați mai auzit că la Reykjavik oficii au hotărât parlamentul și au influențat societatea umană? Nu. Dacă în Curtea Supremă a Americii a legiferat drepturile homosexuale, s-au auzit dumneavoastră? Toată lumea o zi, nu? Toată lumea știu. Pentru că America e un punct de referință. Și Canada are un punct, o retare de referință, că și ea s-a cotită una din cele 10 economii ale lumii. Și are și ea ceva de spus cu democrație și cu toate celelalte. Ei, în momentul când se petrec lucrurile astea, ele nu apără familia. Ele sunt menite tot mai mult să schimbe societatea și bine știți că și noi am protestat în urmă cu ceva vreme, a scris niște timp pe care îl socotim noi că premierul din Ontario, doamna acolo și ea cu orientările ei, le-a luat în seamă. De unde? Tot a băgat în școli ce vrea ea, tot prin părinții, că sunt învățați copiii de foarte devreme, lucruri care parcă nu mai sunt normale pentru ei. Și cu toate astea, societatea merge înainte. Biserica a rămas apărătoarea familiei și familia a rămas întemeitoarea bisericii. Dacă vom rămânea la aceste instituții privind după lumina lui Dumnezeu, avem șansă să ne continuăm lupta. Dacă nu, frânt spune după alții, ne vom uita în jur și vom trăi cu durere. Participam la o nuntă, nu de mult, undeva într-o familie în afara Canadei. Și când m-am dus acolo, familia aceea avea doar 3 băieți. Dar 2 erau, unul mire, unul era și el acolo cu prietenii lui și unul cu prietenul lui. Și toți ai familiei erau îndurerați. Că băiat e pocăiți. Și a schimbat orientarea și s-a uitat la părinți și a zis, v-ați trăit cum ați vrut, ați avut orientare comunistă, ați avut metoda gândire românești, ați avut nu știu ce moștenire creștină. Eu îmi trăiesc viața cum îmi place și ăsta e partenerul meu de viață. Și plângeau cu toți îndurerați și se uitau și ziceau, ce să facem, unde să apucăm, cine îi schimbă pe asemenea oameni. Și încet, încet, tot mai multe familii de credincioși sunt lovite de această nenorocire. Repet, ce spunea profetul Ieremia, copiii și tinerii de pe ulițe și de pe case. Uitați-vă că societatea, nu doar prin felul exemplelor celor necurați, lovește biserica. Ce să vorbim de mass media, ce să vorbim despre filmele care le provoacă. De toată informația la îndemână tuturor. Prin acestea, încet, încet, s-a schimbat mentalitatea de ceea ce înseamnă moralitate și curăție. Vorbește cu tine de puritate, de trăire sfântă, de a nu avea relații premaritare, de a fi oameni cu respect în ceea ce privește relația dintre ei și umblarea înaintea Domnului. Unii zbore de nas, frate, sunt vechite din România, frate, din Bucovina, din Moldova, nu știu unde le-ai adus tu, dar nu sale noastre, dar ce sale voastre? Să trăiesc cum îmi place. Asta e viața mea. Și viața asta are un avânt ca niciodată. Vreau să vă spun ceva. O remarcă care mi-a plăcut în predica unui frate. N-a nimicit Dumnezeu Sodoma când a apărut primul om nenorocit și stricat acolo. Dar când cetatea a fost afectată în mare parte Dumnezeu din cer, a zis lui Avram, am auzit și îngerii aceia au venit să se convingă dacă cei în Sodoma erau o realitate. Și când au intrat acolo și Lot a încercat să-i găzduiască pe oamenii lui Dumnezeu. Iar cetatea a pornit în acele porniri nebune și împliniri senzuale și ticăloase. Dă-ne pe oamenii aceia. Atunci Dumnezeu a zis, ești aici, că-i vremea nimicirii cu foc și cu ceasă a întregii societăți. Noi asistăm la ora actuală la o stricăciune galopantă a societății omenești, pornind de aici, de la societățile acestea de orientare, cum sunt America, Canada, Europa, vechile așezăminte, să spunem așa, ale civilizației umane. Noi plecăm de aici într-o formă galopantă de stricăciune. Remarcați, uniții mei, nu vor fi mulți ani până mânia lui Dumnezeu se va descoperi. Când societatea ajunge să fie contaminată în totalitate, când parlamentele nu mai au puterea să transmită legi, să elaboreze legi,
femei sănătoase și când stricăciunea cunoaște forme la ploaie, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. El a plouat foc din cer și a rămas o mărturie până azi că stricăciunea și murdăria sunt sancționate. Dumnezeu nostru este cântat în cântările celor din cer și strigau cu toți: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Și nu poate primi nelegirea să-i apăre până la capăt. Și mai mult ca atât, că într-o lume cu aceste stricăciuni mai are Dumnezeu câțiva oameni. Și eu m-aș bucura să știu că la Lui bunătate mă ține în mână și pe mine, ține în mână familia mea, te ține în mână și pe tine la Montreal sau oriunde ești, și ține în mână familia ta. De aceea, repet, suntem chemați în timpul acesta să ne unim eforturile și să privim la a păstra puritatea și trăirea familiei adevărate. Societatea, prin exemplele ei, prin legile ce există pe noi în ceruri și mass media, sunt o patru posibilități de a strica mentalitatea oamenilor și copiii și tinerii, fără experiența altui mod de trăire, să îmbrățișeze ca o normalitate acest sistem de viață. Și așa cum vă spuneam, prin câteva exemple, sunt mai multe și pot continua, avem dovadă că se întâmplă sub ochii noștri așa ceva. Atacul din afară asupra Bisericii lui Dumnezeu și în mod special asupra familiei din care biserica este formată. Haideți să ne uităm puțin la atacurile din interior. La ora actuală, oamenii au acces la tot felul de informații creștine, învățături de toate tipurile și după preferință poți accesa pe YouTube, poți accesa pe site-ul, poți accesa pe Google, oriunde vrei tu, ce predicator vrei, ce învățătură, ce temă vrei. Și dacă luăm tema familia astăzi față de altă dată, nu mi se pare o schimbare deschisă asupra ceea ce înseamnă învățătura despre familie și învățătura specială despre naștere de copii, trăim într-o perioadă când biserica din interior cunoaște o lovitură cum n-a cunoscut niciodată. Să zicem așa că pe Harul Domnului, în ultima vreme, în locuri publice, cum sunt conferințele din Statele Unite, evenimentul cel mai mare între români, în afara granițelor României, Convenția Statelor Unite și Canada, care are loc în luna septembrie a fiecărui an. Domnul a îngăduit să fie învățături transmise curate despre anumite puncte care au fost luate în tematicile convențiilor. Și a îngăduit la o mulțime și mii de calculatoare să registreze și lucrurile alea. Pentru că Dumnezeu, probabil, în a Lui bunătate, ar mai vrea să încurajeze și pe unii disprețuiți și pe alții pe care îi judecă cei din jur, să le lasă și acestora imaginea, mă, și pentru voi mai este o bucată de pâine. Și pentru voi este o bucată de pizza sau uscat, dar este și pentru voi. Nu e numai totul de altfel. Dar de altfel, oamenii care la ora actuală au cea mai mare putere de a transmite și posta învățăturile lor, am văzut că e o modă la ora actuală și la unii ce la o biserică. Cunosc cel puțin două persoane care înregistrează într-un apartament mesajele. M-am uitat la unul și l-am întrebat, unde e înregistrarea asta? Că îmi pare mie așa, decorul ăsta îi șura lui cineva. O, nu, frate, băi, sfântul meu. Dar am cumpărat acolo niște hârtie care pare o scândură naturală, a pus-o pe perete, o cameră, nu dă imagini din sală, că n-are ce da. Și el singur predică. După ce predică și spune ce gândește, el postează. A venit altul prin Statele Unite, chipurile mari revoluționari care s-a apucat și el din România, are același sistem, un păstor, îl întreabă într-o zi, frate, vrei să-l vizitezi? Vreau să știu cine ești, te rog, spune cu cine colaborezi, cu cine ai legătură. Frate, uite-ne pe site-ul cu tare. Bă, lasă-mă până la site. Spune biserica, care e de unde vii tu? Mai ești de la Pentecostal, ești de la Baptist, ești de la creștin, de la Betir, de la cine vii? Eu n-am treabă cu nimeni. El declară sus și tare. Sunt două nașteri din nou. Nașterea cultului și-o lui Dumnezeu. Eu sunt nașterea lui Dumnezeu. Și vine săracul cu ale lui probleme și mă uit unde își postează și el m-a uitat la câteva din imaginea lui să văd cam ce seamănă, pentru ca să știu că dacă cumva ne încearcă o vizită pe la noi, să ne spun clar, nu ne mai negăjim. Du-te în treaba ta că nu te putem asculta și nici primi. Poate o să vă spun și vouă dacă cumva invadează Canada, că nu suntem la distanțe mari de oameni de tipul acesta. Dar n-au biserici. Oamenii ăștia stau în camere, își spun teoria, acriturile și tot ce le băresc acolo și apoi postează. Alții au biserici. Și bisericile lor aduc tot felul de învățăturile acestea. Și iarăși sunt postate. Depinde ce vrei să urmărești la ora actuală. Ce-ți place, acolo te vei îndemna. Vei găsi argumente pro și contra. Vei găsi să-ți întărești credința, să o păstrezi, sau dacă nu, vei începe și tu ca Eva. Oare chiar așa să fie?
Mie mi se pare că cine predică treaba asta e un om din conservatorii sau ultraconservatorii care n-ar trebui luat în seamă. Eu am în suflet bucuria să vă spun că din când în când oameni de-a lui Dumnezeu pe care îi cunosc o viață curată, pe care am văzut folosiți de Dumnezeu, apără credința adevărată și în diferite locuri și conferințe care au loc și care la rândul în rămușele postate spun adevărul. Nu de mult la Viena, una din cele mai mari biserici din Europa, are undeva peste 2000 de membri Biserica Elim de la Viena. Am bucuria când trec pe acolo să fac și eu câte un pic la biserica aceea. O cunosc din anii 92. Sunt prieten cu păstorul, fata mea, cea de-a doua cu soțul ei, cu copiii, sunt membri biserica aceea. Nu de mult au avut o conferință pe familie. Și au ales un slujitor cu frica lui Dumnezeu și un om al care nu e care l-aș folosi, îl cunoașteți foarte mulți. Și a transmis învățături curate, sănătoase și bune. Te bucur când vezi așa ceva. Și când asculți lucrurile acestea frumoase, îi dai slavă lui Dumnezeu, că totuși Domnul să-ți bine lui Ilie, n-ai rămas tu singur, mă. Mă, mai am o 7.000. Când nu era atâta informație peste tot, săracul Ilie zis, a rămas tu singur, Doamne. Stai cu minte, Ilie, că Domnul își păstrează mărturia. Spunea Mântuitorul Moise, apostolii spuneau, Moise are oameni care vorbesc despre el în fiecare zi de sabat. Și Moise a fost credincios peste casa lui Dumnezeu ca slugă. Hristos e peste casa lui Dumnezeu credincios ca fiu. Are Hristos oameni să-l mărturisească. Mai sunt oameni ce pot vorbi adevărul, mai sunt oameni ce țin la apărarea curată a Evangheliei, mai sunt oameni ce țin la familie. Da, frații mei, mai sunt. Că Dumnezeu va duce în final un popor care va rămâne a lui până la lui venire. Pavel a vorbit, noi cei fii care vor rămâne la venirea lui, nu vor lua înaintea celor adormiți. Întâi morți în viață, apoi noi. Deci slăviți să fie Domnul, că Domnul nu-și pierde mărturia. Hristos trăiește și biserica lui va trăi. Deci biruința Domnului cu credincioșii e mai mare. Eu am spus în 4 cu 4, prima epistolă, cel ce este în noi e mai mare ca cel ce este în lume. Dacă tu vrei să fii dintre noi, dintre cei ce iubeau pe Domnul ca și Ioan și care și azi îl caută, poți. Dacă vrei să ai altă orientare, începe prin a pune sub semnul îndoierii învățătura curată și vine cu o imire, vei fi susținător altor gândiri, altor practici și cei din jurul tău. Probabil că se vorbea pentru o vreme și apoi vor spune ce să-i faci. Se poate și așa. N-ai ce-i face. A luat pe drumul lui, să duce în drumul lui. O învățătură care lovește biserica din interior. E cea legată de acceptarea cruncilor. Frații mei dragi, vreau să vă spun din toată inima că eu am crezut în Biblie. Am fost un copil care m-am născut într-o familie de pocăiți. Părinții mei, până când s-au întors la Domnul, au botezat pe sora mea mai mare. În momentul când v-am spus povestea asta și o repet din nou, mama era sărcinată cu mine, era în 1958. A mers mama să ia legământ. Domnul a vorbit într-o lucrare prin Duhul Sfânt. Porți în pâine tine tău un copil de parte bărbătească, pe care în scurgerea vremurilor îl voi chema și îl voi unge pentru a mea lucrare. La vremea aceea nu vorbea nimeni de ecograf. Nu vorbea nimeni de posibilități de a vedea ce porți ca mamă, prunc, de parte bărbătească sau o fetiță. N-aveai eu. În 59, în 14 februarie, de Valentine's Day, nu se cunoștea românească, dar eu m-am născut atunci, așa vă Dumnezeu. Ziceam ieri către frați, am pierdut o pază 7 de sărbători. Până m-am mutat în Canada, nimic n-a existat. N-am știut că există sărbători azi. Nu le-am avut. Ne-am fost numai zombie de naștere, dar n-am știut că mai este o sărbătoare care coincide cu zombie de naștere. Dar n-am pierdut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întâlnit cu el și am primit salvare. Dar atunci, în 14 februarie, m-am născut. Și după aceea, Domnul a rânduit să-l cunosc la o vreme de aproximativ 15 ani. Mi s-a descoperit personal și am ales să-l predau viața în mâna Domnului Iisus. Acum am ajuns la 58 de ani în februarie. Vreau să spun tuturor tinerilor și bătrânilor și copiilor. Cea mai bună alegere care dă împlinirea vreunui om este să te întâlnești cu Domnul Iisus, să știi când te cheamă pe nume, să-i spui da și să-l urmezi. Nu vei regreta niciodată. Psalmul 34 spune, când îți întorci privire spre El, te luminezi de bucurie. Și fața nu se umple de rușine. Ce să fie rușine? Că n-am trăit în droguri, că n-am trăit în beții, că n-am sărutat altă fată decât pe soția mea, că n-am urmat pe alte spurcăciuni și femei ale lumii, de ce să fie rușine? Că n-am contactat boli venerice și alte spurcăciuni ce s-a văzut în lumea asta, de asta să fie rușine. Ce-am pierdut cu asta? Ce-am pierdut? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat de tânăr și m-a ajutat ca în jurul vârstei de 15 ani să am prima predică despre Domnul Iisus.
Am tremurat la vorbă cu Biblia în mână. N-am să uit cât o-i trăi. M-am dus în bancă și credeam că nu o să mai ies niciodată. Și acum mă bucur că mă pun brațe la vor. Chiar dacă am mai multe, mai puține, cu ce mai dă Domnul, cu ce mă rog, cu ce mai citesc, ia că mă uit la dumneavoastră la mine și petrecem împreună împărtășia cuvântului, frumusețea Domnului și a lucrării Lui. Merită vorbit de Domnul și de lucrările Lui mărețe. Să vii să fie Dumnezeu. Amin. Și sunt bucuros că Dumnezeu m-a chemat la aceasta. Și vreau să răspund, ne cunoaște Dumnezeu. N-avem un Dumnezeu încă dat în timp ca noi și atât de capabil cum suntem noi. Citim în cartea Evrei, Iisus Hristos, capitolul 13, este același ieri, astăzi și în veci. Cum zice Scriptura? Este. Vorbirea gramatică română sau engleză spune Iisus a fost, Iisus este, Iisus va fi. Spune noi englezii, He was, He is, He will be. Nu știu franceză, cum mai spun, că am uitat viitorul, trecutul la franceză, măcar că am învățat pe școală. Dar oamenii vorbesc de cele trei timpuri, trecutul, prezentul, viitor. Biblia ne vorbește de Dumnezeu, care e în afara timpului și care este ieri, este azi, este mâine. Și Hristos este același. Moise spune în Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu nostru nu are început, nu are sfârșit. El există dintotdeauna. Și în existența Sa, lucrurile din trecut și lucrurile din viitor sunt în prezent. Și Domnul cunoaște lucruri care nu au fost, când vor veni și cum se vor desfășura. Am rămas surprins, plăcut, și o să vă citesc în cuvântul Domnului în cartea 2 Tesaloniceni, că Domnul a avut pentru noi, pe baza cunoașterii Sale, o alegere extraordinară ce privește mântuirea. Și spune versetul 13. Noi, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Îi mulțumim lui Dumnezeu că v-a ales spre mântuire de la început. Care început? Dumnezeu nu are început și sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dar pentru noi, care am trăit în timp și Domnul ne-a așezat în timp, există început. Există un început al creației. Dar nu lui Dumnezeu Creatorul, ci al creației. De la început. Iată ce zicea cartea Proverbe la capitolul 8, la înțelepciune vorbind despre ea, înțelepciunea personificată, fiind de fapt Domnul Iisus Hristos, spune noi, și Biblia zice aici, versetul 22, Domnul m-a făcut cea din tâi din lucrările Lui, în cel mai mic lucrările Lui, eu am fost așezat în veșnicie înainte de orice început, înainte de a fost pământul. Apoi versetul 30, eu eram meșterul Lui la lucrul lângă El, în 40 zile eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând teratoconul pământului Său și găsându-mi plăcerea fiii oamenilor. Nu-i curios? Nu era nimic, era la începutul de tot. La început, spune Ioan, Epistola, Evanghelia, era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Că nu era nicio creatură. Hristos, Tatăl și Fiul erau acolo o mește din creație. Cartea Geneza spune că s-a vorbit la plural. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu e Dumnezeul Cel numit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Dar unde erau oamenii? Dacă lumea nu era creată, dacă pământul nu exista, dacă formele de viață pe planetă nu venise, dacă Adam apare mult mai târziu, unde erau oamenii? Că Domnul știa de la început. N-avem un Dumnezeu ca noi, iubiții. Nu vă închipuiți că Dumnezeu seamănă cu careva din păstori, din bătrâni sau din nu știu care. Eu am vorbit așa după arătarea Lui. Am văzut în îmbătrânit de zile. Dar Dumnezeu este Duh. Dumnezeu umple pământul și spațiul și cosmosul. Dumnezeu nu are început și sfârșit. Pentru El lucrurile sunt văzute într-o siguranță care pe noi ne surprinde. Și pe baza cunoașterii Lui a știut de la început pe fiii oamenilor. Va știut și pe cei care îl vor accepta și îl vor primi ca mântuitor. Iată ce spune Scriptura în cartea Apocalipsa la capitolul 13. Și locuitorii versetul 8 pământului îi se vor închina fiare. Toți acei căror nume n-a fost scris de la întâlnirea lumii în cartea vieții mielului care a fost judiat. Locuitorii căror nume n-a fost scris de la întâlnirea lumii în cartea vieții mielului. În cunoștința sa, mielul de la început știa că vine vremea să fie judiat. Și în cartea sa a vieții, unii vor fi scriși, unii nu. Nu scriși pe baza predestinației și alegerii lui Dumnezeu, ci pe baza cunoștinței Lui.
Că pe cei pe care i-a cunoscut, spune Romani, i-a și rânduit să fie asemenea slavii lui. I-a cunoscut că ăștia vor primi mântuirea. Și a știut că tu și eu într-o zi voi spune da lui Dumnezeu. Datoria pe care noi o purtăm și Pavel îi spune tuturor, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Pe mine, pe voi, familiile noastre, să ne ajute Dumnezeu să ducem mântuirea până la capăt. Ne-a cunoscut de dinainte. Hristos găsea plăcerea fiului oameni când nu erau oameni. A scris în cartea sa oameni când nu erau născuți. Știe Dumnezeu? Realitatea acestui fapt, iată ce zice în Psalmul 139, David prin cunoștința pe care o are. Și spune așa, versetul 4, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, care adâncimile pământului. Că nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta era scrisă toate zile care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Eram o ființă în stadiu de concepere, morulă sau blastură la început. N-aveam chip, eram un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Acum un pânt de ceva mi-ai cetut în chip ciudat. Și mi-ai scris istoria. Toate zilele până să fie rânduite. Le-ai văzut, Doamne, le-ai înregistrat. Și ai știut că data de mă voi naște. Și ai știut că data de voi fi botezat în apă. Și în altă dată cu Duhul Sfânt. Și în dată mă voi căsători. Și în dată voi emigra. Și în dată voi avea copii. Și voi avea o familie formată din atâția. De unde a știut Dumnezeu? Că le știe dinainte, înainte să fie vreuna. Se miră omul lui Dumnezeu și spune, Doamne, ești așa de minunat. Nu pot pricepe înțelepciunea ta. Și dar cum? Cum să iei toată apă oceanului cu o lingură să spui că o poți măsura? Noi suntem minusculi. N-avem cum, suntem limitați. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El și-L vom vedea așa cum este. Până atunci avem imagini despre Dumnezeu în măsura care mi s-a descoperit. De-aia ne minunăm de minunăția Lui. Dar de nu te mira că El cunoaște și ce familie poți avea tu. Știi că Domnul a cunoscut pe Ieremia încă mai devreme ca pe David? În cartea profetului Ieremia, capitolul 1, îi vorbea Dumnezeu de acest gen de cunoaștere. Și vreau să deschid Biblia pentru a citi. Versetul 5. Mai înainte să te fi tocmit în pântricele mamei tale de cunoșteam. Mai înainte să fii ieșit din pântricele ei. Te pusesem deoparte, te făcuse proroc al neamurilor. Când îl cunoștea Dumnezeu? Mai înainte. Și dacă Domnul cunoaște din pântecele mamei pe cineva și îi înregistrează zilele și le va trăi după planul lui Dumnezeu. Și dacă Domnul cunoaște de dinainte, a știut Dumnezeu că îmi va da și mie 12 copii? A știut Dumnezeu că îți va da un număr care Dumnezeu ți l-a rânduit? Poate cineva are unul, poate cineva are doi, poate cineva are trei, poate cineva are cinci. Am avut un frate care l-a vizitat și a rămas surprins când am spus bisericii. Fratele care era noi are 10 băieți. Și eu mă socoteam fericit cu 9, 8 în viață. Dar frate, o să spun că de-aia e mare lucru, 10 băieți, și nu mai sunt. Tata zic, mai are 8 fete. Și atunci o să tot, bă, stai un pic, că 10 și cu 8, pe 18. La ora actuală, medic de profesie, la 45 de ani, să ai o familie așa de mare, e o mirare pentru pocăiți, nu? Și o realitate. Pentru el așa a fost voia lui Dumnezeu. Mărturisesc un păstor recent la conferința care a avut loc în Austria și spune, am avut de la Dumnezeu 8 copii în 9 ani. Vă închipuiți cât de mare erau. În 9 ani, 8 copii. Și zice, când am văzut așa unul după altul, oamenii se uitau la noi și au zis unul despre nevasta lui când avea 4 copii. Atâta știe copchila asta, să facă copii. Iar mea numai să mergă la școală și să misioneze. De atâta zbun. Atâta o din Doamne și au zis unul, dacă o ține ritmul ăsta, nu se oprește până la 20. Domnesc familia aia odată într-o misiune undeva. Și vine un cuvânt pentru un proroc și spune, a hotărât Dumnezeu să dorească 8 copii. Și eu crezut pe Dumnezeu și zice, am uitat lucrarea, frate. Ne mărturisește fratele ăsta. Am uitat. După ani de zile când soția putea să aibă copii și nu mai vedeau. Băi, cum de avem numai 8? Cum de avem numai 8? Și când calculează, e bine, stai un pic, mă. Dar Domnul zice că 8 ne dă. Acum, câteodată se mai schimbă planul. În prima săptămână după căsătorie și eu am visat 8. Dar m-am lăsat 12. Și aseară vorbeam în familie la fratele Ioan, când mi-a dat Dumnezeu într-un vis pe Ștefan, cel din urmă, i-a spus soției mele, eram în Arad, la fratele Iosif Anca în familie. Și mi-a arătat Dumnezeu într-un vis
Dimineața, după ora 7, m-am trezit, era septembrie, cei din casă încă nu dormeau, erau pe acolo, dormeau, m-am culcat și eu. O casă frumoasă cu niște turnuri și undeva așa un băiețel, un zdrahon de băiat, îmbrăcat cu niște pantaloni, niște blugi cu pachești, așa, punea niște bucățele de tablă, acoperea acolo așa bucățe care de triunghi rămasă la acoperiș. Mă trezesc curios, și aud o voce. Veți mai avea un copil de parte bărbătească care va încheia acoperișul casei voastre. Repede, scop, piticuța, vă iei cu mine aici. Nevastă, vom avea un băiat, e mare minune, ce n-am mai avut. Dar copilul este omule, taci cu ele. Dar astea, cum le-ai visat? Cum se împlinesc? Atât o ne așteptăm. Ai visat că fi bogat și că mă aștept să fie. S-a împlinit. S-a visat, nu știu ce, mașină cu o vizea, nu mă viză cu. Dar cum am visat de la Domnul după a 8-lea? E Daniela 9-lea. Și Domnul l-a dat într-un vis de două ori la rând. Și că va fi ceva în viitorul lui despre lucrarea care a chemat. Domnul mi l-a dat pe Daniel. Și toate au fost visuri înainte ca acești copii să se fi zăvistuit. Și Domnul zis, veți avea 12 și se închide acoperișul. Soția mea a mai făcut naște după ceva. Și n-am mai văzut, n-am mai avut copii. Mă duc la binecuvântarea de copii a unui prieten de meu, la Onești, la fata Ghiță Balcan. Și el avea un nepoțel la binecuvântare. Și atunci se născuse Ștefan și îi ziceam, bucuros visul meu. Dar el zice, băi Cornel, dar ai văzut casa din elicopter? Păi n-am văzut din elicopter, dar cum ai văzut-o de jos? Mă, câte turnuri avea casa. Poate mai ies cineva un triunghi de acoperit și mâine cu mine, mai vezi unul cu blugi, că pune și el tabla acolo. Zic, mă, omule, o fi așa, n-am văzut asta. Dar vocea a spus, ăsta încheie acoperișul casei. Și-o încheia. Dumnezeu a știut la 1.8, la 1.12, la 1.12, la 1.12, la 1.12, nu-i dai niciun. Dumnezeu a hotărât. Eu nu știu câți copii să ai dumneavoastră. Dar tu să afli voia lui Dumnezeu dacă te interesează. Că atâtea lucruri sunt interesante pentru noi. Și încercăm să aflăm câte ceva. Dacă Domnul va dori să-ți descoperi, îți va vorbi. Stai în planul și în voia lui Dumnezeu. Cunoaște despre oameni lucruri mult înainte de să naște ei. Le cunoaște planul lui de la început. Ne-a rânduit pentru mântuire. Când la început? La început, la îndepărtat. Care nu le poți bănui. Dumnezeu le-a cunoscut. Dacă vei avea o învățătură sănătoasă și o acceptare voie lui Dumnezeu pentru familia ta, poți fi un om fericit. Și atunci când vine vremea cu încercări și greutății, vei merge cu dezinvoltură la Dumnezeu și vei spune, Doamne, Tu mi-ai dat copilul ăsta și l-am primit. N-am pierdut. Și l-am acceptat din partea Ta. Și văd acum că e ir. Fata mea trage să moară. Băiatul meu trage să moară. Doamne, eu vin cu el la Tine. Mi l-ai dat și l-am primit. Și acum ți-l rog, te rog pe Tine, cer de mâna Ta. Nu-l vreau nenorocit, nu-l vreau în păcat, nu-l vreau stricat. Îl vreau mântuit pe toată împărăție. Și ce spune Psalmul 65? Tu, Dumnezeule, ascult rugăciunea. De aceea, toți oamenii vor veni la Tine. Am trăit momente de asta și ne-am unit rugăciunea cu soția. Și la un moment dat, unul din copii a avut o pornire, nu chiar cea mai potrivită. Soția mea zice, vai, ce facem? Ne doare inima, uite, nu se schimbă și noi postim și ne rugăm și eu zic, nevastă, dacă Domnul vedea că nu se schimbă, ne-l lua ca pe Eliu la 4 ani. Că la el a văzut Dumnezeu ceva în viitorul lui, ne-l a luat, ne-a fost drag lui de el. Dar nu ne ia Dumnezeu. Ne va da o experiență, noi vom vorbi de biruințele Domnului și am continuat să ne rugăm. Și așa de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că la Lui bunătate ne ascultă rugăciunea. Ne-a ascultat rugă și a făcut la timpul potrivit schimbarea așteptată și n-am decât să laud pe Dumnezeu. Să-i dau slavă că ascultă rugăciunea. Fii un om care trăiești curat înaintea Domnului. Și apoi vreau să vă spun pentru că timpul fuge. Sunt așa de importante lucrurile care noi le avem în familie. Frații mei, din nefericire, familia modernă din Canada de azi, pe care o cunosc cel mai bine și în Statele Unite, e axată pe împlinirea fericirii fizice și oamenii tind după o viață tot mai bună. În sensul acesta să fie casa cât mai confortabilă, să fie mașina cea mai plăcută, geamul cel mai bine plătit, spre toate ne îndreptăm ca ar fi prioritatea numărul ce rămâne veșnic. Nu uitați! Nu e rău să ai lucruri frumoase. Dar nu fă din asta lupta vieții tale ca și cum. Asta e împlinirea vieții. Că toate trec. Ajungi să le ai sau n-ajungi să le ai. Vei îmbătrâni odată cu ele. Toate se vor învechi ca o haină. Dar s-ar putea să pierdem lucruri care cu adevărat au valoare. Și ce e mai trist? De multe ori, umblând și alergând cu gândul copiii mei să trăiască mai bine cum am trăit eu. Eu n-am avut aia, dar ei să aibă, ei să nu sufere. De multe ori, ducem în iubirea pentru ei, în destularea vieții fizice,
în detrimentul părtășiei de familie și părtășiei familiei cu Dumnezeu. Și în unele familii asta costă și câteodată costul este așa de mare că nu mai pot fi recuperat. Am văzut familii care au plâns și au zis, frate, m-am zbătut, cum am putut să aibă de toate? Și au crescut mari și m-au lăsat cu de toate și s-au dus în drumul lor și la ora actuală sufăr cumplit ca părinte ca să ne mântuiți. Dar aia ai făcut împreună cu ei. Dar familia ta are un zi de post pe care să știi săptămâna asta, joi, miercuri, nu știu, vineri, marți. Noi stăm înaintea Domnului. Avem un timp când noi, familia, ne strângem să facem o rugăciune împreună. Avem un timp când noi, familia, cântăm o cântare Domnului. Sau părtășea de familie la ora actuală. Eu am văzut-o. Se întâmplă în multe case. S-a întâmplat și la mine. Se ne mânca să trei. Fata pe telefon, bate pe telefon, tata pe computer și mama cu revistă mână. Ia că asta e părtășea. Stai și te uiți fiecare izolat, știi? Cum zicea cineva, românii sunt uniți, dar fiecare cu câte unul din afară. Numai trei nu. Stare uniți cu alții. Și suntem o familie. Ce părtășie avem noi când tehnologia și cei ce la ora acolo ar trebui să ne ajute, mai mult ne încurcă. Noi suntem de multe ori frământați și din nefericire unii din adunare. Și Domnul sunt uniți cu adunarea. Adunarea câte se roagă, el e pe Facebook, nu? În timpul programului. Stă și să uită că altă nu știu ce postează de adunare, scrie la autoglumă, îi transmite o informație din site-ul cu tare. Te uiți la el, cu a trecut adunarea și atât au bătut pe telefonul ăla, că poate el ar bate Dumnezeu într-o zândă, să nu mai fie cu el, mereu preocupat și nenorocit. Că toate lucrurile astea la un moment dat îl duc pe om la o separare și o răcire și suntem oameni unii lângă alții, dar cu linia lui, fiecare cu culoarea lui, și unitate, nu mai reușim să avem.